Evenimentul a debutat vineri cu antrenamentele oficiale și calificările. Concursurile oficiale de sâmbătă și duminică au fost dominate de reprezentanții Italiei, Austriei și Rusiei. Cel mai bun rezultat înregistrat de sportivii români a fost obținut în proba pe echipe, unde Nicoleta Burlui, Ciprian Tăzlăuanu și dublul Cosmin Codin și Ștefan Cubis au reușit să câștige medalia de bronz. Foarte frumos. Este și greu. Și, da, am avut emoții astăzi mari, dar am reușit să mi le controlez. Spune-mi, te rog, de cât timp faci asta, Sanie, și dacă ai mai avut și tu tangențe cu sportul de asemenea, biatlon? Da, am făcut biatlon și acum de 2 ani am început să fac și eu, Sanie. Se vede și la timp. Fetele junioarele sunt începătoare, sunt foarte bune, dar mai au nevoie de experiență. Mai e o singură etapă de cupă mondială, peste 2 săptămâni veți participa? Da, o să mergem. Chiar astăzi am discutat cu federația, o să ne trimită la ultima etapă de cupă mondială, la Umhausen în Austria, și sperăm să venim cu rezultate mai bune. În clasamentul general pe națiuni, Italia a ocupat prima poziție, în vreme ce România s-a clasat pe locul 8. Pârtia Bucovina din Vatra Dornei a fost amenajată în urmă cu 5 ani. Are o lungime de 1,12 km și 11 viraje și este considerată cea mai tehnică și rapidă din Europa. Este o mare bucurie că am dus la bun sfârșit și această etapă și am dus-o chiar cu succes. Domnul Carl Flacăr, care este veteranul competiției de pistă naturală din lume, în vârstă de 74 de ani, care conduce și în acest moment grupa FIL, a spus că este de departe cea mai bună gheață din sezonul acesta de circuitul cupei mondiale. Concluziile sunt foarte bune. Pista a fost excelentă. Tot ce înseamnă amenajarea alături de pârtie, cabine de plecare, cabine de sosire, gheață, mantinele, oameni care au fost pe pârtie, arbitri. Deci organizarea a fost excelentă, este concluzia, comparând primele ediții, comparând ediția de anul trecut și comparând cu ceea ce s-a întâmplat de data aceasta. Suntem foarte mulțumiți, noi ca Federație Română de Bob și Sanie, și constatăm că din an în an experiența crește, din an în an știm unde au fost punctele slabe și le corectăm, deci concluzia mea este foarte bine.